poezie și atât. Prima dată am citit poezie la un cenaclu, la o casă de cultură, se chema Magda Isanos, undeva pe la Viitor Romană. Acolo am cunoscut pe Nino în cenaclul acela și ne-am cam îndrăgostit așa din prima seară, a fost un cu de fudră. Guri răsturnate din care se scurge uleiul, Almosnino mi-a spus că numele lui seamănă cu un măslin și-a pus fața cu gura în jos să nu se vadă că plânge. Vorbea cu pământul. Știi, mă gândeam să-ți desenez cu un băț, doi ochi și măcar o ureche. M-auzi? Nu. Aici se forează, canalul e aproape. N-ai cum să știi. Noi ne-am cunoscut la cenaclu Magda Isanos și ne-am îndrăgostit de la prima vedere. Și am rămas împreună. Dacă aș spune poeta Nora Iuga, în mod evident aș spune prea puțin. De altfel, susțin că literatura Norei Iuga cu greu poate încăpea într-o definiție concisă, ci mai degrabă s-ar încadra în ceea ce s-ar putea numi literatură de frontieră. E drept însă că atunci când vine vorba de poezie, e vorba în primul rând de suprarealism. Părerea lui Rossetti m-ar interesa. Dar cum să scrii toată ziua cu creierul prins într-un clește? Lume mică, lume de șoricei, îți vine să legi fundulițe. Dacă rochia de mireasă și cămașa de noapte nu s-ar îmbrățișa atât de patetic la statuia Rossetti, eu ce-aș mai avea de spus despre moartea mea?